am tot primit întrebări din partea voastră legate de parfumurile de bărbați. Astăzi filmez și un clip pe tema aceasta, pentru că e drept că nu am acordat prea multă atenție așa de-a lungul timpului pe canalul meu de YouTube, nici pe blog. Nu am prea acordat o atenție deosebită parfumurilor masculine, e drept că nu... N-a venit momentul și nu era locul. Bun, nu o să fie un clip foarte complex, pentru că și prea lung, oricum fac eu clipuri complexe, nu știu de unde mi-a venit cuvântul acesta, dar nu mă consider foarte pricepută la parfumurile pentru bărbați, pentru că de obicei misiunea mea este să-mi aleg parfumuri pentru mine, mai puțin pentru... pentru altcineva. Am să vă arăt totuși câteva parfumuri care mie îmi plac, pe care vi le recomand din perspectiva mea, pe care normal le puteți încerca dacă o să vi se pară și vouă interesante. Și am să încep cu un parfum pe care practic îl știți, cred că aș și plictisi cu el, probabil, între ghilimele, așa zis, prin postările de pe blog, pe YouTube, cred că l-ați văzut destul de des. Este un parfum oarecum de generație mai nouă, adică nu face parte din vechii clasici, ca să spun așa. Și este un parfum pe care îl port și eu, pentru că apropo de asta am primit și întrebarea dacă e ok ca bărbații să poarte parfumuri de damă, precum și întrebarea dacă noi, doamnele, putem purta parfumuri de bărbați. Spun în ambele cazuri da, dar depinde ce. Pentru că dacă un parfum ca acesta mi se pare totuși adaptabil și pentru o doamnă, la o ținută mai office, așa să spun, sau la o ținută mai sobră, nu aș putea să văd, de exemplu, un domn purtând Anais Anais de la Cacharel sau un floral, mă gândeam acum la acele florale de la Annick Goutal sau mai știu care de pe la Caron. Nu aș vedea așa ceva pe un domn, cu toată sinceritatea. În schimb, pe un asemenea parfum îl văd a se preta. Nu știu dacă îmi focalizez sau nu. Să dau un punct pe figura mea. Un asemenea parfum îl văd destul de portabil și pentru un domn și pentru o doamnă. El combină și arome lemnoase. Pare a fi un parfum, aș spune, oarecum mai brut și mai neterminat până la un anumit punct. Adică la prima pulverizare, noi cam așa suntem obișnuiți. Cum am pulverizat un parfum, să ne lămurim despre dacă e bun sau nu. Parfumul ăsta trebuie lăsat un pic să clocească, între ghilimele. Îi trebuie lăsat un pic să lucreze ca să îți dai seama ce potențial are. Mi se pare un parfum foarte liniștitor, foarte meditativ, îi spun eu așa. Și da, este un parfum pe care îl văd purtabil și dacă mergi, de exemplu, la sală, într-un context mai sportiv, nu este deranjant. Culmea, deși este un lemnos, are în el și arome lemnoase și, ce mai scrie pe aici, cred că ud. Da, ud are cu siguranță. Deci nu ar părea, trebuie să caut un asemenea parfum la sală, de exemplu, dar nu, merge și într-un asemenea context, pentru că este, nu știu, ca un lemn liniștit, așa i-aș spune eu. Îl găsiți la nichescent.ro, se numește C'est la vie, The Lab. Bun, un alt parfum pe care vi-l arăt din colecția tot a mea, pentru că o să vedeți că după aia vor urma parfumurile soțului meu, este Encens Mythique d'Orient Guerlain, care eu l-am primit la un schimb cu cineva și persoana respectivă mi-a spus că îl vede foarte greu purtat pe o femeie și în special nu mi se pare că eu ca și personalitate, ca și apariție fizică așa, aș fi potrivită cu așa ceva. Spunea că mai degrabă, nu știu, o femeie mai înaltă, mai corpulentă, ceva care duce oarecum spre ideea de masculinitate, iar eu și cu ideea de masculinitate nici că nu prea suntem în aceeași ecuație, deși nu sunt de acord. Apropo de asta, că tot în perioada asta e cu nebunia asta despre LGBT și despre oamenii din această zonă care își cer și ei drepturile, nu înseamnă că dacă arăți într-un anumit fel trebuie să ai o anumită orientare sau nu. Deci nu aspectul fizic îți dă neapărat orientarea sau destinul vieții tale de cuplu, să spun așa. Ei, în cazul ăsta, Encens Mythique d'Orient, care, da, îi spune numele, Encens Mythique d'Orient, adică ce vrei mai mult de atât, îți spun exact ce este.
Este genul de parfum lemnos, mirnos, tămâios, greoi, ar spune cineva la prima purtare. Și da, nu este un parfum ușor de purtat și nu l-aș recomanda, de exemplu, pentru perioada aceasta umedă, călduroasă, decât dacă știi să-l porți. Decât dacă știi să-l porți, și anume văd parfumul ăsta purtat de un domn foarte asumat de ceea ce este el. Nu de o persoană extravagantă în sensul de țipător, adică nu e genul de parfum, ca să spun direct, de manelist, excuse-moi pentru termen. Nu, este genul de parfum pentru o persoană ceva mai spirituală, mai știți, care nu râde la orice posterior de damă întrevăzut pe stradă. Înțelegeți ce vreau să spun? Că de speciile astea cred că ne-am cam săturat cu toate, dar și cu toții. Bun. Da, e un parfum din seria aceea de nișă a lui Guerlain și mie îmi place, dar nici eu nu-l pot purta oricând. O Sauvage de la Dior, chiar în varianta Eau de Toilette sau chiar Cologne, mi se pare. Dacă ar fi să aleg ca soțul meu să poartă un singur parfum, sau dacă eu aș fi băiat și ar trebui să aleg să port doar un singur parfum, ar fi acesta, Eau Sauvage de la Dior. Dar mi se pare un parfum masculin prin excelență. Are toate. Deci nu Sauvage-ul de astăzi. Că apropo, că am fost întrebată ce părere am despre, au fost chiar domni care mi-au scris, băieți, sau doamne care mi-au scris pentru că vreau să cumpere un cadou pentru soț, pentru prieten, pentru iubit, domnule, am văzut că e atâta bun cu acest Sauvage de la Dior. Noul Sauvage de la Dior este un parfum rău. Nici parfum practic nu este rău, că știi cum e, de gustibus fiecare, dar este un parfum care parcă țipă. Este, dacă vrei, un corespondent al lui La Vie Belle de la Lancôme. Adică dacă a fost făcut un parfum de damă, La Vie Belle, care strigă de peste tot și te doare capul, efectiv te doare capul de la el și de la Sauvage-ul de la Dior, pentru că are acel ambroxan pus în exces și nu e temperat cu nimic, pentru că ambroxanul în sine poate să dea foarte frumos dacă știi cum să-l combini. În schimb, o Sauvage, din punct de vedere, din punctul meu de vedere, este un parfum masculin prin excelență și nu îl văd deloc purtat de o femeie, chiar și de o femeie care are orientări, care nu este hetero. Nu are, din punctul meu de vedere, parfumul ăsta nu are nimic cu ideea de feminitate. Absolut nimic. Este masculin, este, dar e un tot așa masculin liniștit, nu, dar foarte ferm. Adică este genul de parfum care parcă vine cu o aromă clară din start, nu duce spre ceva, nu se transformă nimic. El este o Sauvage et ça c'est tout. Adică, dintre parfumurile masculine, să zicem așa, mai accesibile și care încă se găsesc prin parfumerii, acesta vi-l recomand. Deci, domnule, dacă vă duceți împinși de reclama cu Sauvage, eu zic să vă opresc întâi la Eau Sauvage și mai discutăm după. Dar, bineînțeles, dacă vă place Sauvage, asta e. Cert este că mie și numai mie suntem o grămadă de pasionați de parfum care mai schimbăm așa păreri și am văzut și review-uri, Sauvage is too much. În afară de Jeremy Fragrance, pentru care toate parfumurile astea noi sunt minunate, mirabolante și very sexy, cum spune el, or fi, nu spun, acum depinde, fiecare definește. Sunt niște chestii atât de subiective încât nu așa, dar nu. Bun. Parfum care. Da, mie îmi place și numai mie, îmi place chiar și băiețelului meu, este Gentleman de la Givenchy. Este un gen de parfum masculin, clasic. Are o notă florală un pic. Nu m-am pregătit deloc, pentru că nu știu dacă ați observat, eu de obicei când fac clipurile despre parfumuri, nu îmi place să-mi iau telefonul în mână, să mă uit pe Fragrantic, adică nu reinventez aici în fața voastră apa caldă. Voi, dacă vreți, vă uitați pe Fragrantica în timp ce vă uitați la mine și vedeți acolo notele și parfumierul și așa. Dacă îmi vine ceva în cap pe tema asta, normal nu să spun și eu dacă îmi vine, dar îmi place să-mi exprim părerile personale. Pentru că așa e, avem Fragrantica, vrem să vedem note și chestii. Ăsta are și el un pic de ambroxan, după părerea mea.
Nu pot să spun că este neapărat parfumul meu preferat în materie de parfumuri masculine. Este totuși un parfum interesant pentru că combine un pic și o parte florală în el, nu amestecată cu chestiile astea strict bărbătești, lemnoase și așa. Asta mi se pare un parfum foarte actual și printre parfumurile, zic eu, de bun simț actuale din zona de mainstream, adică care nici nu urlă, nici nu așa, dar este exact parfumul care are puțină personalitate. Mi-mi plac mult și parfumurile de la Bulgari, parfumurile bărbătești de la Bulgari și îl văd, nu știu de ce, dar pe sezonul miros mă duce un pic spre parfumurile Bulgari, gen ăla, cred că L'Homme du Soir sau Bulgari, era ceva, un parfum bărbătesc de seară, avea ceva în denumire du soir sau night sau o chestie de genul ăsta. Bun. Pentru că tot e vară, de la John Varvatos, bine așa, parfumul acesta al cărui nume lui Tmereu și care, al cărui nume este tare mic scris aici pe fundul sticlei, dar cum este imposibil să nu-l recunoașteți, are și o sticlă deosebită. În Marionul l-am văzut în mod special și am știut că l-au și online, să vă las oricum în descriere. Dar Varvatos este un brand foarte interesant de parfumuri și are niște parfumuri foarte, să spunem, nu ca toate celelalte pe care le vedeți în perioada asta prin parfumerie, adică nu este un etern alt Hugo Boss, alt Paco Rabanne și așa mai departe. E un parfum foarte sportiv, cu accente marine și sticla o transmite, dar și el. E un acvatic fără a fi spre dulce, pentru că mie, de exemplu, Acqua di Gio ăla pentru bărbați mi se pare un pic prea adolescentin. Adică mie Acqua di Gio îl văd ca pe un parfum pe care să-l poarte un băiat până la 20-21 de ani. Ba, nu, e un pic cam ciudat. Pe când ăsta este genul ăla de parfum acvatic, aerat, așa, pe care să-l poată purta și o persoană mai matură. Asta este părerea mea, cum v-am zis, aici vă spun păreri personale și cam în zona aia rămân. Declaration d'un soir de la Cartier. Vreau să o aduc și cutia, care este să elegant, că pe interior e cu roșu. Asta e un parfum, iar un parfum, asta este un pic piperat, este un pic, am dat aici în cutie, ha, este un pic condimentat, așa. Dar tot așa, fără a fi... Uitați ce sticluța? Pare și sticluța foarte... Sticluța este foarte inteligentă, să zic așa, așa. La capitolul deschis, deschide așa. Abia după ce ai dat chestia asta jos, poți să îl pulverizezi. Arată așa un pic, parcă ar fi o chestie din arsenalul unui ofițer, așa, nu neapărat, neapărat o sticlă de parfum. Da, e un condimentat, dar și ăsta are ceva acvatic. Nu știu, simt și o floare albă, mânecăcioasă, parcă simt și ceva iris în el, deși e ciudat, dar prea ciudat să fie ceva. Mânecăciosul ăla de oris în el, dar da, ăsta este un parfum mișto și un parfum care te surprinde. Am lăsat la sfârșit Chanel Allure, care să zicem că deci, astea sunt pentru mine cele două parfumuri din zona de mainstream relevante pentru ceea ce înseamnă. Adică dacă un domn chiar vrea să investească niște parfumuri pe care să le și găsească, nu neapărat de nișă și care să nu fie, dar care să fie un pic altfel decât tot ce e în peisaj, să-l scoată un pic de anonimat, ăsta l-aș ține de zi, ăsta l-aș ține de seară. Chanel Allure mi se pare un parfum adevărat, un parfum de seducător. Deci, pe ăsta când l-ai dat, excuse-moi, dar noblesse oblige sau scopul scurtă mijloacele, nu știu cum să spun. Asta este prin excelență un parfum de al seducător al cuiva, adică care e chitit sau chiar dacă nu spune asta în mod declarativ, în subconștientul lui știe că are ceva de cucerit, pentru că e genul de parfum dulce, între ghilimele, pentru bărbați. Dulce și un pic hipnotizant. Să spun așa. Fina, ca tot ce e cu esență Chanel, un pic echivoc așa. Pentru că mie asta mi se pare. Că parfumurile Chanel, ale adevărate Chanel, excuse-mă, nu Gabriel și
alte chestii care au apărut acum, dar ale adevărate Chanel au întotdeauna ceva echivoc în ele, ceva un pic frivol, un pic serios, un pic rigid între frivolitate și rigiditate. Cam acolo se învârte și acest parfum. Da, astea au fost recomandările mele. Sper să vă fie cât de cât de folos sau măcar să vă inspire într-un fel sau altul, fie pe doamne dacă vor să facă un cadou domnilor, fie domnilor dacă vor să-și reactualizeze colecția de parfumuri.